Bună ziua! Astăzi am invitat-o să fie alături de noi la televiziunea Sufletului Tău pe Roxana Iliescu. De fapt, Roxana Gabor Iliescu de ceva timp și în afară de faptul că, la fel cum mulți dintre invitații mei, sunt persoane de care mă leagă o prietenie veche, centrul nostru de interes acum mulți, mulți, mulți ani, nu chiar așa de mulți parcă, a fost jurnalismul. Am lucrat amândouă la o revistă de femei și am scris împreună și am cultivat ideea de femeie și feminitate, dar iată că au trecut niște ani și după atâta timp și eu și Roxana am înțeles mai multe, ne-am înțelepțit, am crescut și iată că ideea feminității, cred eu că acum ne uităm cu totul altfel la ea. Roxana, în afară de om de televiziune, așa cum mulți o cunoașteți, poate ați văzut-o deseori în presă și la televizor, acum este speaker motivațional specializat în dezvoltarea feminității. Și de aceea, fiind anotimpul iubirii, anotimpul renașterii, anotimpul feminității, un anotimp dedicat femeii, fiind luna martie, 1 și 8 martie, iată două zile foarte importante dedicate femeilor, m-am gândit că nimeni altcineva nu era mai potrivit să fie aici și astăzi în platou decât Roxana Gabor Iliescu, specialist în feminitate. Bună, Roxana! Bună, îți mulțumesc și pentru intro și pentru invitație, mai ales în perioada aceasta în care sărbătorim femeia mai mult decât așa cum ar trebui, de fapt, în fiecare zi. Eu să fie că... sărbătorită, da. Da. Și pasul pe care trebuie să-l facem, e frumos să ne sărbătorească alții, dar eu aș zice să ne sărbătorim noi în fiecare zi și alții să ne sărbătorească atunci când e ziua femeii, ziua mărțișorului, a mamei, a ce mai este. Putem să mai inventăm vreo trei, ziua surorii, ziua mătușii, da. Dar în fiecare zi ar trebui să ne sărbătorim noi și ar trebui să mulțumim pentru cadourile care ne-au fost date. Să fim recunoscători, da, exact. Și recunoscătoare. Mai ales pentru feminitatea noastră și eu te văd pe tine, cu toate că așa aparent la trăsături ai rămas neschimbată, ești chiar mai subțirică și mai frumușică decât acum niște ani, dar ești mult, mult, mult mai feminină. Mă regăsesc, mă întorc acasă, am simțit chemarea asta, culmea, nu că n-am născut prima oară, nici când am născut a doua oară, poate atunci când am născut a doua oară am avut semnalul de alarmă, dar nu l-am înțeles. Da. Ci atunci când, după mai multe relații eșuate, mi-am spus că nu se mai poate așa. Și că e foarte ușor să dau vina pe toți bărbații pe care îi atrag, că sunt toți la fel și sunt așa, mănuiesc că nu mai e nevoie să spun epitetele. Se regăsesc multe doamne în această remarcă și în acest postează, da? Dar dacă îmi stă mie ceva în putere să schimb, am să o fac. Și am pus asta ca principală prioritate în viața mea și am cerut-o din tot sufletul, din fiecare celulă a mea, fără să știu nimic, nu e, deschisesem o carte de dezvoltare personală până atunci. Dar am spus și am cerut asta, m-am sculat într-o dimineață și am scris ce vreau de la partenerul meu, ce sunt eu dispusă să dau și cam cum ar trebui să fie, cum ar trebui să fie relația noastră. După care m-am suit în mașină și m-am dus la peștera Sfântului Andrei. Așa. Și am trecut peste apă și am făcut tot acel ritual. Despre care nu știam nimic, mi se părea un pic plecat din altă lume, extraordinar, trebuie să trec apa, dar l-am făcut. Am zis, ok, indiferent ce trebuie să fac, o să fac. Da. Și când am simțit puterea apei care efectiv îmi spăla tot ce era înainte și când am simțit energia de la peștera Sfântului Andrei și după aceea m-am dus să mă spovedesc la Dărvar și la Dervent, Dervar acum e lângă mine și am descoperit un preot care s-a uitat la mine, s-a uitat în mine. Mai bine spus, da. Nu mai e nevoie să spui nimic. Tot ceea ce ai nevoie să faci este să te ierți tu pe tine. Da. Pentru că te învinovățești de ani de zile. Da. Și degeaba. Dumnezeu vrea să te bucuri. Și am plâns așa o oră în șir și mi-am dat seama că da, asta făceam, deci mă biciuiam pe mine, mă chinuiam pe mine, îmi puneam foarte multe poveri în spate, în loc să mă bucur de ce am.
Și cred că și acum ai puțin, puțin de iertat din moment ce te-au năpădit așa emoțiile. Da. Pentru că sunt atâtea programări, chiar azi noapte scriam într-un interviu pentru o altă revistă de femei, Marea Dragoste Tango, pentru prietena mea bună, Alice Năstase, Alice Năstase Buciuta. Și ea s-a măritat între timp. Da. Și spuneam, mă întreba dacă acum mă simt femeie. Acum știu ce înseamnă să fiu femeie. Nu înseamnă că nu mă mai pierd. Normal. Înseamnă însă că știu unde-i nordul și când mai intru în energia aia de hai să fac și aia, așa, 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 da. Ok, și acum doar sunt. Foarte frumos. Știi că și Dalai Lama a fost întrebat într-un interviu dacă el se mai enervează, având în vedere că e așa da, de important. Și, da, și l-a spus, bineînțeles, dar eu nu sunt om, adică cum să nu mă enervez? Și bineînțeles că a lăsat o mică pauză și după aceea a continuat. Important este cât de repede ies din această stare și cât de repede îmi revin și intru în starea care aduce beneficiu atât mie cât și celorlalți. Așa că da, ni se întâmplă să mai cădem, ni se întâmplă să mai simțim tot felul de energii negative, unor datorate propriilor noastre gânduri, alte ori venite din afară, dar important e cât de repede ne punem pe picioare și reușim să ne remobilizăm și să fim iar femei adevărate. Ce înțelegem din mesajul respectiv? Că și emoția aia negativă înseamnă că mai e ceva acolo, exact, mai e ceva de lucrat. Și văd că din acest obiectiv personal a devenit aproape, putem spune, o profesie sau o meserie? Da, sau e o chemare. O activitate. Da. Și au trecut 2 săptămâni deja de la Body, Mind and Spirit și emoțiile sunt încă aici pentru că mi-a fost teamă să fac primul pas în a mă arăta în a spune da, că da, că sunt și sunt aici să lucrez pentru femei, să mă deschid pentru femei și să le ajut să treacă mai ușor prin experiența de reconectare cu esența feminină. Știu că te-am ascultat la conferință de la Târgu de Spiritualitate și ai vorbit foarte, foarte frumos și noi 6TV-ul a fost acolo constant și ne-am întâlnit cu foarte multă lume interesată de lucruri spirituale și într-adevăr în această căutare spirituală sunt foarte multe femei și cred că ele au foarte mare nevoie să se regăsească, așa cum ai spus și tu foarte frumos la acea conferință, pentru că de ele depinde mai departe, să zicem, partea bărbătească, partea masculină, pentru că noi suntem cele care creăm mai departe viitorul acestei planete. Chiar dacă sună așa pompos, dar până la urmă este și un dar, dar e și o mare, mare responsabilitate și nu se pot crește copiii așa oricum. Uite, tu ești la al treilea copil, am văzut, am fost la târg așa înconjurată de toată familia și ai arătat foarte frumos, foarte bine. Să-ți trăiască, în primul rând, copiii tăi, să te bucuri de ei. Ce vârste au? Îți mulțumesc din suflet. 13 ani, așa. 8 ani și 1 an și 5 luni. Și ce bine arăți! Mulțumesc frumos și mai lucrăm! Arăți. Mai da. Lucrez la asta, da? Da, lucrez în fiecare zi și la asta, pentru că e nevoie să ai grijă și de trupul tău, nu să devină obsesie, dar să ai grijă ca de o comoară, până la urmă este... Ca de un templu al sufletului tău. Da, ce frumos! Știu că sub această, să spunem, dezvoltare a feminității, ai dezvoltat un concept. Nu știu dacă este al tău sau l-ai luat de undeva, despre asta aș vrea să ne povestești. Așa de frumos sună Dona Divina, femeia divină, foarte, este, foarte frumos. Pentru mine, în primul rând, l-am făcut eu. A fost Ariane Schurman, pe care am descoperit-o. Ne-am întâlnit cumva pe cărările călătoriei cu Brandon Bays. Și ea era Journey Italia și chiar ținea seminarul Journey for Woman. Și la un moment dat m-am dus cu Tereza, pentru că avea fica ei, Ninia, avea un program și îl mai are și acum, pentru lucru cu adolescenții, cu cai, de deschiderea adolescenților timizi și de lucru cu ei. Și acolo am stat de vorbă și mi-a zis, uite, eu pregătesc un concept pentru femei mai puternic decât tot ce ai auzit tu până acum. Pentru că nu e vorba de minte,
nu e vorba de speech-uri, e vorba de lucru visceral. Deci, efectiv, din corp să simți cum lucrul se schimbă și cum îți accesezi energia. E practic un ritual de întoarcere și de accesare a energiei feminine, exact așa cum făceau preotesele. Sincer să fiu, când l-am făcut, eu eram gravidă cu Surya și asta am avut tot timpul, am avut flash-uri că am mai fost inițiată odată, cel puțin odată, și am avut, eram preoteasă în Dacia. Și exact ritualul acesta era, e o combinație... Era o dona divina în Dacia Felix. Da, da, nu se numea dona divina, se numea o preotesă, dar era un lucru normal. Da. Acum pare foarte ezoteric, așa, dar atunci era firesc. Fiecare femeie era preoteasa casei ei. Exact. Ceea ce ne dorim și noi, pentru să devenim asta preotesele ne pregătim, noastre. Că nu ne ducem la astfel de ritualuri, de workshop-uri, doar ca să, nu știu, să plecăm de acasă, că am mai auzit ideea. A, te duci pe acolo, cine știe, după aia divorțezi, Doamne ferește, este ultimul gând care îmi vine. Nu, este pentru a întări și a crește relația cu bărbatul și tău. Da. Exact așa se crește împreună, iar acum se dezvoltă și programul Authentic Men, așa că urmează, dar a fost nevoie să fie niște ani Dona Divina. Și ce spuneam, că Dona Divina, după ce l-am experimentat, de fapt și înainte, mi-a zis, tu vei fi Dona Divina România. Wow, părea un pic ciudat, dar ea un pic m-a forțat, pentru că altfel aș fi amânat la nesfârșit programul meu. Pentru că mi-a zis, ok, aduci Dona Divina în România, este o retragere de 4 zile cu Ariane și cu fica ei, Ninia. Extraordinar, deci mai ales concept, pentru... Să explicăm e puțin. Un deci concept, e un concept, da. Care... E un program exact de reconectare la, la puterea feminină. O simți în tine, iar după aceea și în ce simți constă? Ce poți să faci. Ce face femeia în acele 4 zile de reconectare? În primele 2 zile vrea să fugă. Așa. Și eu am fost acolo. Pentru că e frica minții că ceva extrem de puternic și extrem de profund se va întâmpla. Și începe, evident, să dai... să ducem acele femei în altă parte, în altă să parte. N-aibă unde și să este fugă, rezidențial, nu la București. Sunt, da. Nu, sunt 4 zile și jumătate în care, de preferință, telefonul se închide, mă rog... Ce invitația este pe aceste femei? La Poiana Brașov, așa, acum, da. Dar avem și un proiect de viitor. Și e un grup foarte restrâns, de aceea nu poate să fie o înscriere directă. Practic, toate doamnele care vor să se înscrie trebuie să completeze un chestionar. El ajunge la mine și vor fi invitate la o întâlnire cu mine, pentru că trebuie creat un grup care trebuie să fie omogen. Coerent, da, omogen, exact. Coerent, exact. Da, ca să se poată lucra în paralel la același nivel. După care toate acele chestionare ajung la Ariane și ea știe exact ce femei ce sunt acolo în urma... și ce are de făcut. Da, foarte frumos. Deci ea va veni în România, da? Ea va veni în România între 22 și 26 martie, împreună cu Ninia. Cu fica ei, Ambele fac aceeași terapie, să-i spun terapie? Este... Nu e o terapie. Da. E un program, e un ritual, dacă vrei, de reconectare. Da. Nu se repetă. Noi repetăm cu plăcere, abia aștept să mă reîntorc, pentru că am lucruri de lucrat. Dar nu înseamnă că trec ritualul altă dată. Odată ce ai inițierea, ești inițiată ca Dona Divina. Există după aceea un program de leadership, dacă asta îți dorești. Nu e neapărat nevoie. Important e, în primul rând, reconectarea cu tine ca femeie. Exact. Da? Iar energia incredibilă pe care poate să o aibă o mamă și o fică, exact, deci e transgenerațional, mai ales pentru mamele de fiice, spun eu, dar n-are importanță. Să vezi cum o relație care a fost nu foarte bună, și asta e eufemistic spus, dar o relație care a fost absolut devastată de adolescența copilei, de căutările mamei, și care părea, atunci când povestește cum erau ele două, ai senzația, ok, astea de fapt s-au sinucis, s-au murit și nu mai există. Deci au ajuns, ele cumva fiica își ura mama. Dar este o etapă firească. Și să vezi cum din această energie aparent profund negativă s-a renăscut iubirea enormă care este între o mamă și o fiică, e puterea asta transformă tot grupul într-un cerc de femei extraordinar de puternic.
Și la sfârșit, unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care fiecare îl primește este chiar comunitatea în sine, pentru că se și creează un cerc și de fiecare dată când ai o problemă, când ai o nelămurire, toată lumea ai e acolo. Ai cu cine să vorbești și să schimbi, da. Și vine aceeași experiență? Eu am sau... trecut prin, mai ușor prin sarcină și prin problemele sarcinii și chiar prin naștere. Tocmai cu ele, deci aveam întâlnire cu ele la ora 7, vă rog, pentru că am mari contracții. Și așa se adunau și, se, nu pot să spui că se rugau, meditau, erau acolo și le-am simțit. Și am simțit că am fost ținută pe brațe de ele până, când Surya a venit și a fost bine și am mai avut o altă domnișoară gravidă la prima ediție Dona Divina în România. Și așa că avem și o fetiță, avem și un băiețel. Divin, care vor urma care, sigur, tot aceleași vor urma. Programe. Surya a fost deja la două luni, a fost la prima ediție după cea din timpul sarcinii și acum va urma la un an și ceva. Îți dai seama cam cum va fi asta, ne gândim ce copil am primit. Îți spuneam însă că câteodată avem nevoie de șuturi. Iar Ariane mi-a dat acest șut. Impuls. La mine a fost un șut, pentru că eram bine, bine, eu îmi promovez frumos, cred în Dona Divina, o aduc. Da. Și a zis, da, dar tu trebuie să-ți creezi programul tău. Da. Tu trebuie să vorbești femeilor din experiența ta. Dar și tu faci workshop-uri, că eu am fost la tine. Întâlnește la... femeia din tine. Aha. Workshop-urile la care eu am fost la unul dintre ele și a fost o atmosferă foarte plăcută și sensibilă, așa. Așa s-a născut, pentru că ea a spus, tu trebuie să faci asta. Dar de ce trebuie să facă? Nu, că mai stau puțin, că nu sunt pregătită, nu e copilul mare, nu e... Nu, trebuie să faci ca să poți promova Dona Divina. Și acum, mă simt acasă. Și mulțumesc din suflet că, într-adevăr, nu întotdeauna avem puterea sau curajul să facem ceva pentru noi. E mai simplu să facem pentru alții. E adevărat, dar această fel de activitate vocațională te ajută să crești odată cu profesia, adică făcând cu alte femei, lucrând împreună cu alte femei, învățându-le pe alte femei, e ca și cum îți reamintești în permanență noțiunile teoretice și în permanență le practici. E ca la un antrenoare de sport, de fitness, când e în fața grupului, face și ea exercițiile odată cu grupul. Și asta atunci... este micul secret. Da, sau marele secret. Da, da. De fapt, da, despre, chiar despre asta vorbim. Cine este speaker sau coach sau nu e mai deștept ca alții, dar doar practica asta zilnic. Te ajută să fii, și... să devii din ce în ce mai bun și mai performant în, meseria ta. Adevărat, și am avut de curând două workshop-uri asemănătoare cu ale tale. Unul s-a numit Găsește-ți ursitul și l-am făcut chiar de Dragobete. Și am mai făcut a doua zi încă un atelier frumos în care, pe care l-am numit Manual de utilizare a bărbatului. În sensul foarte bun, ca să știm și să lucrăm, să ne antrenăm împreună în a fi mai aproape de bărbatul, de bărbații, de fapt, de toți din viața noastră. Unul dintre elementele importante este iertarea, da. După care este ce putem construi pe locul care a rămas neted și, frumos. Și nu mai tare, dar să înțelegi și să pornești, spune, acum... știu că e prima relație pe care simt că o construiesc. Cu adevărat. Da. Până acum, și o construcție reușită, care... solidă, trainică de data asta. Am lucrat mult la fundație. Da. M-am încăpățânat. Senzația pe care o aveam până acum era așa că primeam o dragoste mare, am trăit, sunt binecuvântat, am experimentat iubiri până la cer și înapoi. Și astea cred că ți-au prins bine. E nevoie și de... Da. Dar senzația pe care o aveam era că am primit atât și că încet, încet începea să se consume. Și eu doar asistam neputincioasă la consumarea acelei relații și mă întrebam oare... Asta ce e mai rămână? Da. Și cât, în cât timp o să se ducă toată? Da, da. Și cum o să se ducă? Și eu cum o să... Și era o permanentă frică. Dona Divină a Roxana Gabor Iliescu este creativă sau nu? Da. În ce fel ești tu creativă? Stai că nu trebuia să mă mișc mult că e din cadru, am înțeles. Am descoperit că fiecare avem o latură a noastră feminină predominantă. A mea e cea de bucurie, de exuberanță, de, copilărie. Jucăușă, exact. Da, copilăroasă, da, și așa atunci mă joc
în tot ce, uite, și de acum, eu stau cu pendulul în mână și mi-am ales un pendul foarte feminin, da, așa m-a atras pe mine, cu cuarțul roz, e cristalul meu de putere. Și mă joc de multe ori cu el, mă joc, uite, mă joc cu cărțile pe care le am tot timpul lângă mine, pentru că Dona Divina mi-a permis și reconectarea la zeițe și la puterea feminină și am descoperit-o, nu, întâi am descoperit-o, Fecioara Maria a fost tot timpul cu mine. Da. Și am simțit-o indiferent ce știam sau ce nu știam, a fost din prima clipă cu mine, prin bunica mea. După aceea a fost alături de mine în prima sarcină, care era după 5 sarcini pierdute și care numai ea a reușit împreună cu bunica mea și cu bunica ei, bunica fetei, care se numea Tereza, de aceea pe fica mea o cheamă Maria Tereza, Maria Elsa Tereza. Dar ea a ținut-o în brațe, pentru că medicii tot așa nu i-au dat nicio șansă. Și acum, de când m-am reconectat, am descoperit-o pe Kuan Yin, care este Fecioara Maria în cultura chineză, dar are o altă latură, mai senzuală, mai altfel. Da. Și new entry, să spun, în viața mea, dar nu pot să nu mă plec în fiecare zi, este Isis, care permite și puterea. Dar o putere feminină, nu o putere care să domine și care să subjuge pe ceilalți. Aia o cunoșteam. Deci apelez la toate zeițele feminității, da, astfel încât să îți extragi. Se spune că atunci când urechea discipulului e pregătită, maestrul vine. Și la mine, trebuie să recunosc, mulțumesc din suflet, au început să vină maestrele. Da. Să-ți arate ce înseamnă feminitate chiar din toate punctele de vedere, exact, pentru că aspectele. A fi creativ înseamnă a-ți da voie să privești același lucru din foarte multe unghiuri. Da. Și atunci, fie că privim prin prisma concepției despre feminitatea egiptenilor, a chinezilor, exact, a japonezilor, a culturii orientale sau ortodoxe sau occidentale sau partea asta modernă, New Age sau cealaltă foarte tradițională, de fapt există un element comun. Și acela că iubirea este până la urmă cea mai valoroasă, da, și esența tuturor lucrurilor. Și acum să am curaj să spun, am început să cânt mai mult. Asta recunosc că mă încurajează, da. Mă încurajează soțul meu. Am cântat, am înregistrat o primă melodie cu toată lumea, adică cu toată familia, pentru Suria. Așa. Melodia Când zâmbești a lui Gabriel Cotabiță, care a fost și melodia noastră de suflet. Am înregistrat-o noi toți, deci și eu, și Paul, și Tereza, și Vanessa, cadou pentru Suria când am plinit un an. Ce drăguț! Și vreau să continui pentru că îmi place mult. Hai să tragem o carte? Hai să ca tragem să vedem o care carte. Este mesajul zeițelor, așa în plinătatea lor, să vedem ce avem de învățat astăzi. Recunosc că îmi place și este legea atracției se verifică în fiecare zi. Mesajul pentru femei acum, în perioada pentru asta, doamnele care se uită la noi și pentru doamne în general, să spunem, da? La tine? Deci pentru doamne, ce este cel mai frumos să li se întâmple în această primăvară frumoasă și în această lună martie, având să devină ele done divine acum cu ocazia zilei de 8 martie. Da. Ia să vedem ce avem aici. Fortune. Fortune este în engleză sau fortune în franceză. Deci am tras cartea zeiței Lakshmi, nu știu dacă se vede, da? Care este zeița bogăției. Și acum, abundenței, a bunei stări. Dar când spunem bunăstare, de fapt ne referim la bunăstare emoțională, la bunăstare financiară, la bunăstare mentală, de ce nu? La toate tipurile de bunăstare, la toate stările bune pe care, fie că este o zeiță sau alta, fie că suntem noi înșine sau zeița din noi înșine, ne permite să fim mai puternice, mai frumoase, mai bogate, mai toate lucrurile pe care vi le doriți de la voi, vi le urăm și nouă. Și haideți să vedem ce înseamnă
înseamnă această zeiță, Roxana? N-aș fi putut să spun mai frumos decât a spus Diana. Nici nu știu ce să spun mai mult, pentru că asta înseamnă pe ce ar trebui să ne focusăm în următoarea perioadă. Da. Și da, ar trebui să ne deschidem către abundență și să nu se mai simțim vinovați, să anulăm cumva programarea aceea că a fi bogat înseamnă cumva să nu fi cinstit, și să permitem abundența să intre în viața noastră, în toate, sub toate aspectele ei, să ne bucurăm. Ce îmi place să spun este că fericirea nu e o stare pe care o primești din exterior și poți să fii fericit, să alegi să fii fericit acum și să vezi ce ai în viața ta ca pe cea mai mare bogăție. Cu cât apreciezi ceea ce ai, cu atât va veni mai mult. Am un caietul acela minunat, Cartea Recunoștinței, în care scriu în fiecare zi pentru ce mulțumesc pentru ziua respectivă și pentru ce mulțumesc pentru ziua de mâine, ca și cum deja s-a întâmplat. Este un exercițiu absolut minunat. Lakshmi, eu mi-am pus-o lângă mine, tocmai ca să mă obișnuiesc, și eu am încă acea programare, dar o șterg cu grijă în fiecare zi, că lasă că eu nu vreau să aduc bani, eu cât să fie ok, vreau să fie cât se poate de mult, vreau să fie abundența, pentru că deja sufletul meu nu vrea neapărat pentru lucruri materiale, dar vreau să mă bucur, să nu mă mai îngrijoreze lucrurile materiale, să vină firesc, natural, nici să nu mă intereseze cum vin, astfel încât să ne putem bucura de celelalte aspecte ale vieții, să putem crea, să putem iubi, să putem să ducem mai departe asociația pe care noi avem, se numește Călătoria spre tine. Da. Și despre cum vom călători spre noi înșine și despre cum vom deveni mai feminine și dacă sunt domni care se uită la noi, despre cum ei își vor descoperi energia feminină și cât este de vindecătoare și ajutătoare și nici domnii n-au de ce să renunțe la această energie frumoasă a feminității, vom vorbi, bineînțeles, după o scurtă pauză publicitară. Despre femeie, despre feminitate, despre cum să ne cunoaștem latura feminină, energia feminină, despre cum să devenim femei adevărate sau, referitor la bărbați, cum să-și descopere acest, se spune ideal, 25% ca proporție de energie masculină, vorbim astăzi cu o donă, o doamnă extraordinară, divină, cea care și-a descoperit latura ei feminină cu adevărat și latura ei divină, Roxana Gabor Iliescu. Roxana, spuneai foarte frumos despre experiența ta și văd, m-a impresionat faptul că ți-au venit lacrimi în ochi, ceea ce înseamnă că simți cu adevărat ceea ce spui și ești autentică și cred că asta este cel mai valoros la un om, că atunci când împărtășești din propriile tale experiențe, oamenii altfel te cred și înțeleg și când te arăți așa cu toate defectele tale și cu toate lucrurile nerezolvate, nu te arăți așa ca un guru în care, da, eu le știu pe toate, veniți la mine să vă învăț, veniți la mine pentru că și eu sunt femeie, veniți la mine pentru că și eu am trecut prin toate aceste lucruri. În cazul tău, am făcut 3 copii, am trecut prin tot felul de relații, am avut tot felul de experiențe, unele chiar dureroase, dar uite acum, sunt ceea ce sunt și sunt capabilă să împărtășesc și altora și să fiu implementatoarea, dacă pot spune așa, unui program minunat care celebrează femeia. Așa că acum, în apropiere zilei de 8 martie, celebrăm femeia împreună cu speakerul motivațional specializat în descoperirea feminității și în descoperirea femeii adevărate din fiecare dintre noi, Roxana Gabor Iliescu. Roxana, cum e programul ăsta? Tot aș vrea să spui mai multe despre el. Și eu vreau să spun mai multe despre el și să știi că am hotărât împreună cu inițiatoarea lui, Ariane Schurman, să-l punem în martie, tocmai ca să fie un cadou pentru femei. Frumos. Și ca ele cumva să nu se simtă vinovate când își iau cele 4 zile și jumătate doar pentru ele, da, și când alocă respectivii bani din bugetul familiei pentru așa ceva, pentru că e un cadou. E ziua lor și merită. Exact. Da. E
Mi-e foarte greu să descriu în cuvinte. Ce spuneai adineaur despre cum vorbesc eu despre experiențele mele, mi-e foarte greu să vorbesc despre experiențele mele dureroase. Pentru că, da, ani de zile ne-am chinuit, eu m-am chinuit, să-mi creez o imagine. Și o imagine, toată lumea zicea, dar când? Că tu zâmbeai mereu la televizor. Ei, cum era să vin să plâng la televizor în timp ce luam interviuri? Dar acum pot să vorbesc despre toate aceste lucruri pentru că le-am pus la loc, am reușit... Le-ai mai vindecat. Le-am vindecat și am mai reușit ceva, ceea ce este extraordinar și iar este, cred că, unul din principalele cadouri pe care Dona Divina, programul Dona Divina le face. Să înveți cum să faci din cel mai... pot să spun asta? Cel mai puturos noroi un diamant. Adică din cele mai negre dureri ale tale, din cele mai înfiorătoare traume pe care le-ai trăit, da. să reușești să le transformi în diamante pentru tine, care să te ajute să faci lucruri cu ele. Uh-huh. Și iar ce se întâmplă este reconectarea la instrumentele noastre miraculoase, la noastre ale femeilor, doamnelor, da. Pentru că noi le avem în principal, respectiv emoțiile. Da. Să știm ce să facem cu emoțiile, toate emoțiile, de la frică, neliniște, nemulțumire, neîmplinire, exact, îndoială, până la... suspiciune, da, toate lucrurile astea. Ce să facem cu ele, da. ca viața noastră să fie mai frumoasă și implicit a familiei noastre, pentru că dacă tu ești o femeie soare, atunci, într-adevăr, în familia ta e lumină. Și copiii simt asta, și soțul simte asta, și nu mai trebuie să-ți faci tu probleme că se uită la alta. Cât timp tu îl hrănești cu ceea ce are nevoie, pe bune, să se uite, dar ne uităm împreună, ca la ceva frumos, pentru că și mie îmi place să văd femei frumoase. Da, ce e frumos și lui Dumnezeu îi place, da. Exact. Și, da, sunt multe exerciții, e o combinație de ritualuri de la șamanism până la, repet, am simțit și aș vrea să fie cineva care știe mai multe despre ritualele preoteselor, am simțit că e vorba de aceleași ritualuri, de inițiere a preoteselor în puterile lor. Simți și palmele dacă cumva n-ai făcut asta până acum, cum se activează, cum știi să simți, doar pui o mână și simți ce e acolo, ca să nu mai spun că vindeci. Cred că lucrurile astea oricum le avem, pentru că în momentele de criză, cel puțin când copilul doare capul, are problemă, punem instinctiv mâna și copilul îi trece. Dar noi credeam că se întâmplă. Nici nu ne-am pus problema. Se întâmplă pentru că noi îi dăm energia vindecătoare. În secunda în care o și conștientizezi și știi cum să lucrezi cu ea, nu mai ai frici. Trăiești, da, în libertate absolută. Da. Și... Să spunem publicului, celor care se uită la noi, că noi în pauza publicitară am vorbit și am hotărât să facem acest program, să-l implementăm și în Tenerife, pentru că eu merg foarte des acolo, am găsit acest loc minunat și fac tot felul de tabere cu diferite teme și iată că discuția mea cu Roxana a adus iarăși o oportunitate de a merge la soare, la mare, la Atlantic, în locuri absolut de paradis, chiar numesc programul ăsta, Coaching în Paradis. Tot o colegă de la 6TV, Ana Maria Vaeni, mi-a sugerat acest nume și e extraordinar de frumos. Și de ce nu să facem ceva împreună, o tabără de creativitate, dar în care femeile să se descopere pe sine și să devină done divine. Cumva, da, cumva s-a născut Dona Divina Luxury, să spun, dar nu e vorba de lux, e vorba de răsfăț și răsfățul pe care îl merităm. Și e în regulă, poate să rămână varianta de România, pentru că sunt energie aici, dar răsfățul maxim, da, și îți mulțumesc foarte mult pentru idee. Sunt absolut convinsă că Ariane va fi încântată și atunci undeva pe la sfârșitul lunii octombrie, da, să vom avea un grup și mai restrâns însă, da, de doamne care vor fi răsfățate în Tenerife și abia aștept să văd ce o să iasă acolo. Faptul că e răsfăț nu înseamnă că va fi mai puțin profund, din contră. Da. Și chiar și aici în martie, la Poiana Brașov, tocmai principal
principala idee și principalul focus al celor două organizatoare și, evident, a mea și a Cercului de Îngere, pentru că există doamne care au făcut deja programul Dona Divina din comunitatea Dona Divina, care vin să susțină și energetic, dar și faptic, da, ca concret, voluntare, da, ce se întâmplă acolo. Și totul e tocmai ca cele participantele să nu mai aibă nicio grijă. Ce? Nici ce trebuie să mănânce, nici cum, e evident un meniu vegetarian, lacto-vegetarian, și pentru detox. Spuneam, după 4 zile arăți ca și cum ai fost vreo 3 săptămâni. Uite, cam cum arăți tu acum. Da, mulțumesc, mulțumesc, așa... Da, bronzată, da, și relaxată, da, pentru că se întâmplă lucruri. Și te încarci cu energia feminină una de la cealaltă, da, și scapi de... Ce spun eu, toate aceste programe nu-ți aduc nimic în plus, dar îți, da, iau foarte multe. Da, și îți iau toate relele. Mă gândeam ieri cum ai putea vreodată să înnoți, nu știu, record mondial cu 7 cojoace pe tine. Da. Nu poți. Dar dacă vine cineva și îți ia unul câte unul, s-ar putea să ajungi cu 7 cojoace pe tine abia dacă reușești să stai la suprafață. Așa, cam așa suntem noi. Stăm, abia reușim să stăm la suprafață. Zice, ne sacrificăm, facem tot, suntem femei puternice. Imaginează-ți cum ar fi să-ți ia cineva toate hainele alea. Sau, mă rog, să-ți le iei tu cu ajutor. Da. Ce sfaturi ai da celor de acasă să practice la modul cel mai concret? Un exercițiu, da, de creativitate, un exercițiu de descoperire a creativității feminine, în care femeile să vadă partea asta din ele, de femeie adevărată, de preoteasa casei lor. Suntem la televiziunea sufletului tău, da? Deci, da, pot să merg... N-am să vă spun un exercițiu pe care l-am făcut eu la început, pentru că știu că voi care ne urmăriți sunteți mult înaintea mea, celei de atunci. Așa că am să împărtășesc un exercițiu pe care abia acum am curajul să-l fac și de care produce schimbări incredibile. Respectiv, găsiți o oglindă sau, dacă nu găsiți, luați-vă o oglindă mare. Așa. În care să vă vedeți în întregime. Puneți o muzică care vă place mult, mult de tot. Dați afară pe toată lumea din casă. Așa, sau închideți-vă undeva. Camera, așa, da. Ca să știți că nu există niciun risc să intre cineva. Stați complet dezbrăcată și eu prima oară recunosc că așa l-am făcut, am închis ochii, pentru că nu puteam să mă uit la mine dezbrăcată în oglindă, mai ales că... Cam învățat, da, să fim nemulțumite, da, de atâtea și de atâtea ori ne comparăm, da, cu o imagine inexistentă, de inexistentă, fapt. Sau cum e, vai, cum eram eu la 18 ani. În fine, da, am descoperit că arăt mult mai bine decât la 18 ani. Da. Și deschideți ochii ca în fața cele mai frumoase opere de artă. S-ar putea la început să faceți, închideți-le la loc, nu e nicio problemă. Și după aceea deschideți-i ușor, ușor și căutați, căutați ca și cum viața, ok, vorbim la pertu, caută ca și cum viața ta ar depinde de această căutare. Trebuie să găsești ceva care să-ți placă, să-ți placă foarte mult. Și caută în corpul tău acest lucru. Primul lucru pe care eu l-am găsit au fost ochii. Și am stat și m-am uitat la ochii mei până când am lăcrimat, până când am reușit, dar am simțit iubire pentru ochii mei, pentru frumusețea ochilor mei și le-am făcut complimente. Mi-am spus, da, ce verde frumos, da, e incredibil, dar n-am văzut așa nici în Tenerife. N-am văzut că Tenerife, da. Și am tot continuat să le fac complimente. Deci continuă să faci complimente acelui loc din corpul tău care îți place. Și dacă atâta poți să faci în ziua respectivă, e ok. Dacă nu, continuă. Și continuă a doua zi. Să găsești alt loc și alt loc. Poate că, nu știu, eu am continuat cu degetele mâinii. Mama mea m-a dat la pian tocmai ca să am degete lungi. Și am degete lungi. Așa că am, vai, dar ce degete lungi și frumoase și fine. Și uite ce frumoase sunt. Dar spuneți asta în oglindă. Deci uitați-vă și chiar învățați să și mângâiați, apropo de creativitate. Dați-vă voie să vă iubiți corpul. Eram cu dați voie, nu? Da. Dă-ți voie să-ți iubești corpul și să-ți mângâi corpul și să simți ce simți când corpul tău e iubit de tine. Și continuă așa, zile în șir, cu fiecare parte, dar nu trișa. Deci găsește partea care chiar îți place în momentul respectiv. Până când o să descoperi că ai, de fapt, un templu minunat pe care să-l iubești în fiecare zi.
Și de acolo, wow, toate porțile paradisului vor fi deschise. Și chiar sunt curioasă să-mi scrii, uite, pe Facebook la Călătoria Spre Tine sau, sau Dianei sau mie direct pe Facebook, ce ai descoperit? Cam ce mesaje primești de la corpul tău? Care e un instrument incredibil și pe care îl folosim atât de puțin. Da. Îl avem, ne bucurăm de el și da. Sfatul Roxanei a fost să îl conștientizăm. Și sunt convinsă că sunt multe doamne care nu se uită în oglindă, nu îndrăznesc să se uită în oglindă. Unele care poate natura a fost mai puțin generoasă cu ele, altele care din păcate au trecut prin niște probleme de sănătate, dar sunt convinsă că sunt lucruri de care ne putem atașa pentru moment, puțin câte puțin, și să vedem ce ne place la noi. Exact. Și atunci când ne uităm ochi în ochi, reușim să vedem mai departe poate de aspectul fizic și să nu conteze nici pielea, nici degetele, nici culoarea, nici eu știu ce altceva, și să vedem că acest corp este de fapt templul sufletului nostru. Dacă nu reușești să faci asta de una singură, atunci, iată, sunt workshop-urile pe care le face Diana, sunt seriile sau zilele, am să încep să fac o zi întreagă, pe care le fac eu, și chiar vorbind am descoperit că de fapt arătăm același lucru și facem același gen de exerciții, pentru că e firesc. Adevărul e unul singur. Doar că le vorbești un pic pe altă limbă, pe altă frecvență diferită, pentru că fiecare rezonează cu altcineva. Ce spuneam la Body, Mind and Spirit m-a copleșit. Iubirea femeilor din lumea spirituală și bun venitul pe care mi l-au dat. Și mă bucur din suflet că realizăm că aici nu există o concurență. Există o complementaritate și abia aștept să mă duc și eu la workshop-urile Dianei. Diana a fost deja și sunt mândră de asta la o seară Întâlnește Femeia din Tine și toate acestea se completează și dacă facem cercul cu cât mai mare, cu atât mai bine până la urmă, pentru că ce ne dorim este ca schimbarea să fie la nivel național, după care planetar. Hai să nu ne ferim de cuvinte mari. Cât mai mare. Și cine știe care sunt limitele, pentru că emisiunea, cum se cheamă și emisiunea Ce nu știm că nu știm, sunt atâtea lucruri pe care nu le știm și este clar că granițele acestui univers sunt necunoscute nouă. Și bine, înseamnă că mai avem atâtea lucruri de învățat și de experimentat și de jucat. Foarte, foarte frumos, Roxana. Aș vrea totuși să-ți pun o întrebare pe care o adresez tuturor. Ce înseamnă creativitatea pentru tine? În momentul ăsta tocmai s-au ridicat. Iar să știi că, deși sunt ziaristă, descoper că ceea ce simt din ce în ce mai mult, mi-e foarte greu să pun în cuvinte, pentru că e mult mai mult decât cuvintele. Da. Creativitatea, din punctul meu de vedere, înseamnă să-mi dau voie să exprim ceea ce este înăuntru prin alte lucruri, nu neapărat prin cuvinte. Da. Și puterile mele devin nebănuite. Deci toată copilăria mea a fost traumatizată de faptul că nu pot să cânt. Am descoperit că acum pot să cânt și, culmea, chiar e plăcut ce iese. Da. Am crezut că nu pot să pictez. Când pictez din suflet și eu mă uit, Doamne Dumnezeule, ce e aici? Când scriu din suflet, e cu totul și cu totul altceva. Acea scrisoare pe care ți-am povestit că am scris-o către iubitul meu oriunde ai fi, când am citit-o un an mai târziu, că am dat așa spre publicare fără să știu ce e, am citit-o alături de cine era deja iubitul meu, nu mi-a venit să cred, l-am descris linioară cu linioară. De unde era să știu asta? Da. Cred că asta e creativitatea, să-ți permiți să ai acces la înțelepciunea universală, la cum vrem să o numim, și să lași să curgă. Să, nu știu, să compui simfonia 200-a, dacă vrei, sau să, nu știu, să fii următorul Da Vinci, să lasă-ți potențialul tău să ajungă la maxim.
Da. Care sunt obiectivele tale creative? Pentru că tu știu că te-ai așezat așa, oricine care face dezvoltare personală, sunt convinsă că se așează pe o direcție și își propune ceva atât la nivel de viață, cât poate după aceea să o ia pe segmente ale vieții și să spună, îmi pun pe un obiectiv pe sănătate, pe relații, pe... Ce-ți dorești tu de la viața cu mai mult și mai mult? Mai ales că am vorbit toată emisiunea despre acest program al tău. Cât de departe vrei să-l duci? Ce vrei să faci? Unde te afli ca... Rugăciunea mea preferată este cea a Sfântului Francisc. Așa. Și începe cu, Doamne, lasă-mă să fiu instrumentul Tău. Da. N-aș putea să am aroganța să spun că știu care sunt limitele pe care Dumnezeu o să le simt. Dumnezeul meu e foarte ironic și glumeț așa. Și le întinde mereu și când zic eu că știu și acum știu, ia creștul de sub picioare. Na, acum mai fă ceva. Și mă las așa în aer. Am evident proiecte și principalul proiect de suflet, unde de fapt vroiam să ajung după întâlnirea cu femeia din noi, este întâlnirea cu cuplul perfect. Și este un program pe care l-am creionat deja cu soțul meu. Primul se numește Ready Steady Mary. Cum? Ready Steady Mary! Așa, zi și în limba română. Da, o să găsim și eu în limba română. Adică, da, asta se folosește, copilul meu la not așa folosea, ready, steady, go. Da. Cred că de acolo l-am luat. Adică, pe locuri, fiți gata, căsătoriți-vă! Nu e vorba doar de căsătorie, e vorba de cuplu. Eu am făcut formarea de mediator și am lucrat pe terapie de cuplu și este infernal. Și atunci am dat 3 pași înapoi, 5, 20, să văd unde se produce prima fractură. Și o să râzi, să știi că cred că în 70% din cazuri, prima fractură se produce în ziua nunții. Pentru că ce se întâmplă acolo este ne concentrăm să fie frumos pentru alții. Dăm bine, da. Da. Pentru mama, pentru tata, pentru cine o fi și fiecare pentru mama lui și fiecare pentru prietenul lui. Da. Și există atunci o primă ceartă și o primă, dar tu de fapt nu mă bagi în seamă, dar tu de fapt nu mă iubești și reproșuri și tot, care se adună. E adevărat că primele fracturlețe sunt mai înainte și atunci am imaginat acest proiect de făcut înainte de nuntă. M-am gândit că atunci oamenii sunt mai dispuși și mai deschiși să înțeleagă de fapt ce-și doresc de la acel cuplu. Iar nu pot să-mi barog de a fi prima. Făcea Biserica Catolică înainte. Nu te căsătorea până când nu treceai un curs. Efectiv, nu absolveai un curs de potrivire. Dacă nu vă potriveați, se evitau divorțurile prin necăsătorire. Dacă ați citit cumva I promesi spozii, chiar nu știu în limba română, mă rog, celebru, cam așa se întâmplă. Adică ei erau logodnici care n-au ajuns să se căsătorească. Soția promisă sau ceva de genul ăsta. Da, nu e așa, nu e. Logodnici nu mai știu cum. Așa. Da, așa. Iar ceea ce ni s-a întâmplat nouă, Brandon Bays, maestra noastră, ne-a făcut ritualul de căsătorie ea însăși, dar nu ni l-a făcut până când n-am absolvit un fel de curs, ne-a făcut niște chestionare să ne punem, să ne punem de acord cum vedem viața, ce vrem unul de la celălalt. Și am zis, da, asta este soluția, ca să-i pui pe oameni să-și pună întrebări. Pentru că în nebunia aia frumoasă de îndrăgostire, zici că totul va fi frumos. Și va fi, dar doar dacă muncești atunci când iubitul tău te vede doar pe tine, când tu ești soarele vieții lui, atunci pune-l la muncă. Nu după aceea când deja, hai mă, ia să mă uite cum arăți. Când lucrurile sau... Nu se mai... Asta e a doua, iar vreau să spun care e proiectul de suflet mare. Da. Da. Care este comunitatea Dona Divina, dar o să vin altă dată să spun ceva. Bun. Deci iată că invitata noastră de astăzi, Roxana Gabor Iliescu, ne invită să facem parte dintr-o comunitate foarte frumoasă a femeilor care își descoperă și conștientizează divinul din ele și dacă este să extindem la un moment dat și la partea masculină și bărbații care man, da. Își descoperă, da, își descoperă divinitatea din ei și latura feminină și atunci împreună să fim mai autentici, mai frumoși, mai creativi și, de ce nu, cum îmi place mie să spun, mai deștepți.
Vă mulțumesc și mulțumesc, Roxana, din toată mulțumesc inima că ai venit și îți doresc să nouă devii o donă divină extraordinară, așa cum le urez și tuturor telespectatoarelor noastre. Astăzi, la rubrica Un cuvânt pe săptămână, m-am gândit să vă povestesc despre sonoritatea cuvintelor, despre felul în care cuvintele noastre se aud. Putem să luăm corpul nostru sau partea superioară, plămânii, diafragma, chiar și cavitatea bucală, putem să considerăm că este un instrument muzical, o cutie de rezonanță. Și această cutie de rezonanță are ca scop să amplifice cuvântul, să-l scoată la un nivel mai înalt, pentru că nu este suficient doar să vorbim și este important cum vorbim. Acest cum vorbim, în limbajul de specialitate al comunicării, se numește paralimbaj. Ca și procent, el reprezintă 38% din totalul de 100% al efectului pe care îl are un om asupra altui om într-o comunicare, într-un dialog, într-o conversație. Cum bine știți și v-am mai spus și în altele emisiuni, 7% reprezintă cuvintele, deci ceea ce omul spune, 38% reprezintă paralimbajul, adică sunetul care însoțește cuvântul, felul în care se aud cuvintele noastre, iar restul de procentaj, peste 50%, reprezintă limbajul trupului, adică felul în care ne arătăm lumii, gesticulăm, ne schimbăm, ne modelăm expresia feței și, bineînțeles, toate celelalte care se adaugă. Astăzi am ales să vorbim despre acest procent de 38%, care mi se pare destul de mare, al felului în care cuvintele se aud, al vibrației sunetelor. Sunetele noastre pornesc de la noi în eter pe niște unde. Există lungimi de undă diferite a sunetelor noastre, există frecvențe diferite ale sunetelor, există chiar o frecvență a pământului și ar fi bine să fim în acord cu această frecvență. Se spune că există frecvențe mai înalte decât cele ale pământului, frecvențe angelice, frecvențe îngerești, care ne aduc niște sunete superioare, care ne înalță foarte frumos și foarte mult sau foarte profund, dar nu suntem încă la acest subiect, ceea ce vreau să vă spun că ceea ce putem noi să facem, ceea ce stă în puterea noastră, este de a amplifica sunetele pe care le rostim și a ne folosi vocea, a ne folosi gura ca și cavitate de rezonanță a sunetului într-un mod în care să ne avantajeze comunicarea. Nu dimpotrivă, într-un mod care să fie în detrimentul comunicării. Poate ați auzit expresia populară românească, vorbești parcă ai prune în gură. Deci este clar că această manifestare a exprimării cuvintelor din punctul de vedere al sonorității este în defavoarea cuvintelor, în defavoarea mesajului pe care îl avem de transmis. Cu cât cuvintele noastre sunt spuse mai frumos, mai amplu, cu cât învățăm dicție și vă recomand să faceți ca toți actorii sau cântăreții și să luați exerciții de dicție, să luați ore de dicție și să faceți exerciții de dicție sau pur și simplu să fiți autodidacți și să căutați pe internet, pentru că există foarte multe astfel de exerciții care să vă învețe în ce fel anume să deschideți gura mai larg când e vorba de vocale, mai deschise pe lateral când e vorba de vocale ca E și I, cum învață prezentatorii de știri să deschidă gura astfel încât să aibă o față mai luminoasă, mai deschisă și mai zâmbitoare. Să fiți atenți la consoane, la consoanele care sunt două, una după cealaltă și care sunt mai greu de pronunțat, un N, T, un P, R și așa mai departe. Nu vreau să vă dau o lecție de dicție, ci aș vrea doar să vă atrag atenția de această dată despre cât este de important ca această calitate a cuvântului, care este sunetul, să o luați în considerare și să-i dați importanța pe care o merită, având în vedere că, așa cum v-am spus, este de mai multe ori valoroasă decât cuvântul în sine. Cuvântul în sine reprezintă 7%, sunetul care vine și însoțește cuvântul este 38%.
Deci aproape de 4 ori mai mult. Așa că vă recomand să deschideți gura larg atunci când aveți de spus vocale și să fiți atenți la exprimare. Uitați, o greșeală frecvent întâlnită este că nu articulăm cuvintele, cu toate că noi în scris spunem băiatul, obiectul, noi le articulăm atunci când le scriem, dar atunci când le vorbim le lăsăm așa, ca și cum l-ul acela de la finalul cuvântului nu ar exista. Băiatul, obiectul, și e păcat pentru că cu cât cuvintele sunt mai articulate, cu cât limbajul nostru este mai controlat, cu atât frecvența și amploarea pe care sunetul o are este mai mare și atunci această amplitudine ce face creează un efect mai puternic asupra ascultătorilor. Așa că pentru astăzi doar atât aș vrea să vă spun, dați importanță și felului în care vorbiți, în care emiteți sunetul, felului în care atât gura dumneavoastră, cât și plămânii, cât și cavitatea pulmonară, cât pieptul și chiar întregul vostru corp să reprezinte cu adevărat o cutie de rezonanță pentru mesajul pe care îl transmiteți în cuvinte. Întotdeauna, de exemplu, când vreți să vă puneți un obiectiv și v-ați scris acolo pe hârtie ceva pentru anul acesta sau ceva de viață la modul general, ajungeți la un moment dat să și-l rostiți pe acel obiectiv, să-l citiți cu voce tare. E, atunci este foarte important, el va avea mult mai multe șanse de materializare, adică încă peste acei 7% și anume dacă rostim într-un fel pozitiv 38% suplimentar, șansă de materializare a acelui obiectiv doar pentru că l-am spus într-o amplitudine, într-o calitate foarte benefică acelui mesaj, adică punând acel sunet în adevărata lui valoare. Și, de ce nu, vă recomand chiar să luați și niște lecții de dicție, pentru că asta vă ajută foarte mult. Vă mulțumesc!